Și pentru mine această ambiție pe care o are ISP-ul în perioada următoare e legată și de o altă ambiție. Și cu asta închei mărturisirea acestei ambiții. Partidul Democrat Liberal și în momentul în care s-a întemeiat în 15 decembrie 2007 și acum când lucrează la adoptarea unui nou statut, de fapt așa adoptat de către CNC statut în urmă cu o săptămână, a afirmat și afirmă că este un partid care susține valorile creștin-democrate, liberale și conservatoare. Dar mulți ne spun și cred că pe bună dreptate că nu se prea văd creștin-democrații din PSD. Care sunt? Cine suntem? Unde sunt creștin-democrații din PSD? Cine sunt ei? Ambiția pe care vă mărturisesc este aceasta. Sper că ISP va contribui prin ceea ce face acum, prin ceea ce va face în continuare, la afirmarea acestei identități creștin-democrate a Partidului Democrat Liberal.